Viața este unica comoară a timpului care nu are preț, nici timpul nu are puterea să o învingă. Trebuie doar să înțelegem cum trebuie să ne trăim viața, cum să primim diminețile și cum să credem în miracole. Bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune din ciclul Dedicații Muzicale. Mihaela Lazăr împlinește astăzi cea mai frumoasă vârstă de 20 de ani. Cu gândul la tine și cu un dor frumos de tine, vin să-ți aducă cele mai sincere urări de sănătate, dar și felicitări părinții care sunt departe. Dragă Mihaela, dăruiește zâmbetul tău pentru cine îl merită, iubirea ta pentru cine știe să o valoreze, lacrimile tale pentru cine te acompaniază și viața ta pentru cine te iubește. O zi splendidă cu soare strălucitor și luminos, o zi în care fericirea și iubirea îți vor bate la ușă cât de curând posibil. Îți urăm numai bucurii în toate realizările tale, să ai parte de mii de surprize plăcute în fiecare zi din viața ta, să trăiești mulți ani de acum înainte și să-ți vezi nepoții, strănepoții care să-ți umple inima de entuziasm. Ne dorim și ne bucurăm împreună de clipele frumoase de neuitat și să depănăm cele mai frumoase amintiri în nopțile cu luna plină. Un mare la mulți ani, cu mult drag, părinții tăi! Mihaela Lazăr este și următoarea dedicație muzicală. De această dată, cei care se felicită sunt familia Maican.
Dragă Mihaela, astăzi este o zi specială, ai ajuns la vârsta la care toate căile îți sunt deschise spre un nou orizont cu bune și cu rele. Fie ca această zi să te binecuvânteze, să strecoare câte un strop de bunătate, fericire, iubire și speranță în toate realizările tale. Îți dorim viață lungă, plină de aventuri și succese alături de cei dragi ție. Mult noroc în toate deciziile, Dumnezeu să-ți lumineze calea spre tot ce este bun, să reușești să treci cu bine peste toate obstacolele, să ții fruntea sus, indiferent de situație, să fii încrezătoare în propriile tale forțe, știind că succesul e garantat la mulți ani. Dragi telespectatori, nu ezitați să aduceți bucuria în inimile ființelor dragi. Viața este scurtă, timpul zboară ca gândul, iar în memoria noastră rămân doar clipile frumoase, pline de fericire. Deci bucurați-i pe cei dragi, pe cei care îi iubiți și îi respectați.